Cândva acoperite de păduri de salcâm și mlaștine ale Dunării, zona de Buleni din Dol s-a transformat într-un deșert. Cercetașii și defrișările masive au ars parcă pământurile acestui colț de țară. Campania România prin de rădăcini a grupului Realitatea Cațavencu a ajuns ieri în Sahara Olteniei pentru a sădi o nouă speranță de viață. 4.000 de voluntari pe trom, mai mult verde, Crucea Roșie, personalități publice și localnici au participat la acțiunea de ieri. Artiști, militari, politicieni, dar și oameni simpli, toți au venit să dea un exemplu. Astăzi se face lucruri bune. Să rămân pe noi, din toată mulțimea asta de oameni, să zică, dom'le, a fost și Ionel la Prodanca aici. I-am pus și eu 3, 4, 5 copăcei. Faceți un lucru extraordinar. O să-l puteți face, cred că, și fără noi, fără Realitate. E adevărat și, practic, știți cum e, contează începutul. Ați dat un semnal care e bine receptat. Am să sădit 7 pomi. Astăzi, dumneavoastră, ați făcut ceea ce noi, oltenii, n-am mai avut de mult timp. Ne-ați făcut să fim orgolioși. Și cred că următoarea parcelă o să o facă de bulenii singuri, fără dumneavoastră. Eu cred că ar trebui să nu pierdem acest moment. Acum ar trebui să venim și cu un program guvernamental. De asta, domnul ministru al mediului este aici. Peste câteva zile sper să se aprobe în guvern primul mare program de după 90 de reîmpădurire pe suprafețe mari. Știți că este un proverb care spune copacul cu rădăcini puternice nu se teme de nimic. Voluntarii au încercat astfel să înlăture efectele dezastruoase ale deșertificării în sudul Olteniei. De aici se vede cel mai bine cum se muncește în această zonă, ce fac voluntarii care au venit să redea strălucirea și viața acestei zone. Dăbuleni ar putea deveni un loc prosper în următorii 50 de ani și spun asta deoarece în următorii 50 de ani am putea avea din nou păduri bogate. Acest început va avea o continuitate care să intre în normalitate. România prinde rădăcini, o provocare pentru viitor și un exemplu că în prezent oamenii pot fi serioși. Început în toamna anului trecut, România prinde rădăcini este o campanie Realitatea TV susținută de Petrom cu sprijinul Mai Mult Verde în parteneriat cu Rom Silva și Consiliile Județene. Săptămâna trecută au fost împădurite aproape 7 hectare de teren la Sudiți, în Ialomița. Cu participarea peste 2.000 de voluntari, iar săptămâna viitoare se vor planta arbori în județul Iași. Campania se întinde pe o durată de 5 ani cu plantări succesive primăvara și toamna.